Ziua mondială de luptă împotriva bolii Parkinson este marcată anual pe 11 aprilie. Prin marcarea acestei zile se urmărește creșterea gradului de informare cu privire la această boală, dar și a gradului de înțelegere a impactului acestei boli asupra celui suferind, dar și asupra familiei și întregii societăți. Pacienții în stadii avansate de boală devin din ce în ce mai mult dependenți de ajutorul și susținerea semenilor. În minutele următoare o avem alături de noi pe doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar, medicină de familie, și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua, doamna doctor! Spuneți-ne, ce este boala Parkinson? Boala Parkinson este una dintre cele mai frecvente boli neurologice. Este o afecțiune cronică a sistemului nervos, ce are o evoluție de lungă durată, progresivă. Simptomele se pot agravea în timp. Așa cum spuneam, aceasta afectează sistemul nervos central, dar în timp sunt afectate multe alte structuri, inclusiv scoarța cerebrală. Potrivit ultimelor studii, boala Parkinson afectează bărbații de două ori mai mult decât femeile, iar cursul bolii este diferit la bărbați și la femei. Care sunt cauzele care duc la instalarea acestei boli? Celulele nervoase afectate de boala Parkinson sunt situate într-o anumită zonă numită substantia nigra, substanța neagră, din centrul creierului. Aceste celule produc dopamină, un neurotransmițător care permite controlarea mișcărilor. Mai exact, persoana respectivă îmbătrânește prematur. Anumite celule ale creierului sunt distruse, ceea ce încetinește viteza de reacție și, ca urmare, mișcările nu mai pot fi efectuate rapid și precis. Vorbește mult mai greu, chiar neclar, grimasele sunt și ele rigide. Fără dopamină apar și modificări ale dispoziției, chiar depresie și apatie. Cauza pierderii progresive a neuronilor în boala Parkinson rămâne însă necunoscută. Oamenii de știință indică o asociere între factorii de mediu și cei genetici. Care sunt primele semne ale bolii Parkinson? Care sunt acele simptome care ar trebui să ne pună un semn de întrebare sau chiar să ne trimită la medic? Din păcate, primele semne ale maladiei Parkinson pot fi subtile și pot fi confundate cu alte probleme de sănătate. Acestea ar fi tremuratul, dificultăți de mers, dificultatea de a se ridica de pe scaun, încovoierea spatelui. Există și alte simptome comune, dar nu toată lumea cu Parkinson le prezintă. Acestea pot include somn agitat, sau oboseală în timpul zilei, o voce moale sau vorbire neclară, dificultăți de înghițire, probleme de memorie, confuzie sau demență, tenul gras, mătreață sau constipație. Odată ajungi la medic, cum se pune acest diagnostic? În prezent nu există teste de sânge sau de laborator pentru a diagnostica cazurile de boală Parkinson non genetică. Diagnosticul se bazează pe istoricul medical al unei persoane și pe un examen neurologic. Îmbunătățirea după inițierea medicației este un alt semn important al bolii Parkinson. Am ajuns la medic, s-a pus diagnosticul de boală Parkinson. Ce tratament urmează acești pacienți? Din păcate, boala Parkinson este o boală progresivă și incurabilă. În prezent nu există tratament pentru a vindeca această boală, însă sunt disponibile mai multe terapii pentru întârzierea apariției simptomelor motorii și ameliorării acestora. Toate aceste terapii sunt concepute pentru a crește cantitatea de dopamină din creier, fie prin înlocuirea dopaminei, imitarea dopaminei sau prin prelungirea efectului dopaminei. E adevărat că terapiile disponibile pot atenua simptomele, dar nu pot opri evoluția bolii. Deși nu există un tratament curativ pentru boala Parkinson, simptomele sale pot fi atenuate cu ajutorul medicamentelor, dar și prin modificarea stilului de viață. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații! Stimați ascultători, a fost alături de noi doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar, medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.